Salutări, salutări! Sunt într-un oraș unde vin oameni foarte aventuroși. Este un bloc monolit, un fel de munte monolit dintr-o singură stâncă, ce este cam la 600 și ceva de metri deasupra nivelului mării, marea fiind aici, Salt Oceanul, de fapt, care se consideră punctul de referință de la care se încep măsurătorile pentru înălțimi ale vârfurilor, ale terenului. Asta este parte din Oceanul Pacific, este un fiord, Howie Sound. Este un capăt al acestui fiord. Fiordul ăsta este lung până în zona Vancouverului și se întinde până aici, la baza munților. Valea asta a fost acoperită cu ghețari. Astea sunt stâncile pe care sunt aici, sunt stânci modelate de mișcarea gheții. Chiar și zgârieturile astea pe care le vezi nu sunt făcute de oameni, sunt făcute de gheața care acoperea astea poate sute de mii de ani în urmă, nu știu. Există undeva o placă ce spune despre istoria locului ăsta, ce cred arheologii, nu arheologii, geologii, că s-ar fi întâmplat în trecut. Oricum, blocul ăsta de piatră, de stâncă, este de natură vulcanică, e lavă vulcanică. Nu știu ce se întâmplă în spate, știu că sunt munți mai înalți decât ăsta și acolo sunt vârfuri ascunse în nori care sunt mult mai înalte decât ăsta, la 2700. Am impresia că este muntele din spatele norilor, care are și acum un ghețar permanent pe el. Alții sunt mai mici, la vreo 2100 pe acolo. Sunt la tot așa 2700-2800 în valea aia, în zona aceea. În trecut zburasem pe lângă munții aia, la înălțimea aia, și am avut niște zboruri spectaculoase acolo. Și am zis să înregistrez și pentru cei din România, așa, dintr-o mică excursie la cât e aici, la 300 și ceva, aș zice 300, da, cam la 300 de metri, poate, deasupra nivelului oceanului, poate 250-300, aș zice. Am să apropii un pic. Lumea vine la și-și ia prânzul aici. Deși este foarte ușor de ajuns aici, e super ușor, adică nu-i pentru oamenii care sunt bolnavi sau nu au forță fizică, dar pentru persoană de asta de vârsta mea nu e nicio încercare, nu e o greutate. De ajuns acolo pe stânca aia este mai greu, în sensul că trebuie un pic de stamină, trebuie un pic de forță fizică, altfel renunț. M-am dus cu un cunoscut, cu un prieten care la un moment dat vrea să renunțe. Am luat-o și pe fiica mea pe muntele de alături sau din spate, care e mai înalt un pic, și am zis ei, când avea ea vreo 10 ani, nu știu cât avea, i-am zis, nu, că merge numai pe ăsta, pe primul vârf care e mai mic și e mai ușor. Și zice, nu, vreau să mă duc pe al doilea. Deși ea nu știa unde merge, ce se întâmplă, dar când au auzit de faptul că este un vârf mai înalt un pic, și deși i-am zis că e nevoie să te ții de sfor, de lanțuri, ca să mergi pe lângă un perete de stâncă, să ajungi prin niște locuri unde e destul de dificil, am zis că nu, ea vrea să meargă acolo. Și am zis, mă, uite, că e mai aproape ăsta, vârful ăsta mic. Și zice, nu, vreau să mă duc acolo. Ok, și când am ajuns sus, era obosită, dar era așa de, se vedea extazul pe fața ei, că a ajuns și se vedea de acolo, cum se vede de aici, dar de la înălțime mai mare, deci cumva era mai spectaculos un pic. Faptul că ești la înălțime e mai spectaculos. Asta a fost o stație de sortare în trecut, sortare buștenilor. E exact deactivată chestia asta, nu știu de ce, la ce folosește acum. În trecut
unii care săreau cu parapanta de acolo, aterizau acolo, dar acum nu li se mai dă voie și acum vreo 15 minute un tip a aterizat acolo, în parcul ăla, și cumva a zburat peste canalul ăsta și a aterizat acolo, ceea ce e foarte interesant, că n-am mai văzut oameni să aterizeze acolo. De fapt, parcul ăsta e nou făcut recent. E foarte fain, trebuie să fie fain. E o plajă super, super scurtă acolo, din pietriș, dar trebuie să fie foarte fain să poți să mergi acolo, parchezi mașina, după cum vezi, în parcare. În fine, ala, cred că e cataraman, nu știu cum se numește chestia aia. Care nu e împins de pânze, acum au dat pânzele jos și are motorașul de rezervă. Vine de o vreme, îl tot văd, de când sunt aici pe stâncă, îl văd la distanță. Azi dimineață a fost o plouat, azi noapte a fost furtună și am dormit în mașină acolo în estuar. Ăsta este un estuar în zona aceea. Cum zic, ăsta este parte din fiord. E un canal aici care se întinde până într-un râu care vine și ăla din munți și trece pe lângă locul ăsta de pus bărci, Marina se numește în engleză, nu știu cum se numește în românește, unde țin oamenii bărcile. Și văd că au făcut ăștia o stradă. Azi noapte a fost un spectacol în zona asta, spectacol dedicat muncitorilor forestieri. În fiecare an au un fel de spectacol cu muzică, cu tot felul de evenimente. Și eu, care eram peste estuar, peste apa aia care o vezi, e parte din fiord, dar în spate acolo este râul care vine din munți, de departe. Și eu eram acolo, undeva unde e peticul ăla verde, este un drum care dă acces la zona aceea și auzeam muzica până târziu, aproape de 12 noaptea. Și era tare, tare, și zic, băi, unde o fi muzica? Și de fapt e, cred că aici, în parcul ăsta. Nu e nimic important pentru tine dacă ești din România, nu e ceva special, dar zic așa, ca idee, știi, de geografia locului, aici lângă Vancouver. Dimineață a fost reflux, a fost atât de jos apa, n-am mai văzut niciodată apa așa de jos aici, în zona asta, că am putut să trec de acolo, de lângă râu, am mers pe malul râului. Acolo este un bușteian unde dorm focile, șleii de mare sau ce sunt chestiile alea. Dacă te uiți un alt video care l-am postat, care îl postez acum, vei vedea că am apropiat, cred că sunt lei de mare, cât grași, cât niște purcei, și care dorm pe un copac de ăsta, acolo în apă. Am trecut pe lângă ele și am mers prin nămol până unde este capătul digului ăstuia. Și zic, wow, se poate merge prin nisip, nămol, până acolo, unde în trecut se putea merge cu mașina, dar acum ăștia o dat digul ăla jos, l-o demolat, ca să facă loc peștilor să înainteze încolo. Și au avut ei așa un fel de plan de ăsta interesant, ciudat, ca să dea digul jos, ca să facă peștii să treacă dinspre ocean, poate, nu știu, poate în estuar, poate în estuar este locul unde depune icrele, să mulțesc, nu, n-am idee care a fost planul, dar în trecut, cum spun, se putea trece cu mașina pe digul ăla. Și a fost faină experiența dimineață prin Nămol, am văzut o familie, și acum mă duc înspre vale sau înspre mașină, și înregistrez în timp ce merg. Miroase copaci ăștia ciudat, nu știu dacă miroase natural sau e miros de la altceva. Oricum, asta, cum spun, e doar o stâncă. Nu e din mai multe stânci, una singură. Trebuie să am grijă să nu am strâng genunchii pe aici.
Vreau să zic ceva, dar am sărit de la una la alta. Oricum, asta fac astăzi, fac un pic de mișcare. Cum zic, astă noapte am stat în mașină și am văzut un singur meteorit. Aseară trebuia să fie, așa se credea că era ploaie de meteoriți. Acum, nu știu dacă era vorba de aseară sau la altă seară, că cineva postase pe YouTube și zicea de meteorite shower, adică ploaie de meteoriți. Și n-am văzut decât unul singur, dar nici nu erau multe stele, adică nu era foarte întuneric, apoi a venit luna și cam atât au fost experiența mea cu meteoriți. Și după aia a început ploaia, s-a înnorat, ce s-a întâmplat foarte repede. Și acolo, în zona aceea, eu de la distanță, din partea alaltă, la care înseamnă la vreo 3 km, am putut să văd lanterna unui tip noaptea. Zic, oh, mă, ăla dacă era undeva jos, pe acolo, să zic, în zona aceea, așa, era de înțeles. Dar venise ploaia, asta e problema. Adică nu că mi era grijă de el, de siguranța lui. Că na, oamenii care fac din astea, ei știu la ce să aștepte și probabil că omul trebuia să verifice starea vremii, ce vreme să urmeze. Dar era sus acolo, deci nu era sus pe vârf, nu, deci era pe perete și era, ori era cățărat pe una din sfori, că așa se cățără ăștia pe sfori, sunt ancore băgate în stâncă, cum sunt și aici, nu știu dacă ți-am arătat. Ia să văd dacă am aici ancore care pot să le vezi. Nu aici. A, uite acolo, cred că ți-am arătat mai devreme. Unde e? Unde ești? Unde ești? Unde ești? Ia, deci alea sunt ancore de metal, instalate pentru cei care fac activitatea asta, sportul ăsta de furi. Și dar sunt multe pe peretele ăsta. Și l-am văzut pe ăla, adică n-am văzut decât lanterna, lumina lanternei. Și zic, dar ăsta e așa de sus, mai are de mers câteva ore până să ajungă. Că nu te dai pe sforile astea, nu vii așa cum vezi în filme, că se lansează ca și alpiniștii, vin repede și în 5 minute jos. Nu, deci trebuie să treci de la ancoră la ancoră, adică trebuie să ai funile uscate și zic, băi, vine ploaia și nu știu cum au ajuns jos. Câteodată sunt unii pe care îi recuperează cu elicopterul, alteori ăștia stau acolo, pe, vezi unde sunt copacii ăștia, acolo sunt niște locuri unde găsești o porțiune mai plată, unde poți să faci un popas. Ei, și sunt unii care stau așa, eu am stat la un moment dat pe marginea autostrăzii, nu departe de aici, așa în vale, și am stat până pe la vreo 3 noaptea, așteptam aurora boreală, acum câteva luni, în vară, tot vara asta, dar zic, acum 2 luni probabil, stăteam să aștept aurora boreală și am tot stat și stat și după 1-2 noapte, cam așa ceva, era unul care stătea acolo, în zona aceea, sus. Și zic, măi, dar ăsta e cam sus. Oare stă acolo toată noaptea, așteaptă să se facă ziua? Na, e treaba lor, că na, ei decid pentru sănătatea și siguranța lor, dar știi, când îi vezi așa, în timpul nopții cu lanternă și știi că este perete de ăsta vertical, așa, te gândești, măi, ăștia întregi, le-o sărit o rotiță, mai au sănătate, ce-s cu ei? Uite, de exemplu, zgârieturile astea, cum spune, sunt făcute de trecerea gheții. Eu acum nu știu unde mă duc, că eu nu sunt pe traseu. Deși am, nu-mi fac griji deloc, pentru că am aici GPS-ul și pot să mă uit exact pe unde am venit. Am înregistrat traseul meu și pot să văd, dar nu știu dacă să mă duc să explorez în zona aceea. Cred că trebuie să mă duc de unde vin, dar nici nu știu de unde vin.
Și aici vine să face util un GPS de ăsta cu hărți. Vezi că dacă mă duc aici, cum se duce? Se duce undeva. Care, eu știu, dacă ajunge la vreo cărare. A, cred că ăsta e traseu. Da, e traseu. Uitasem de unde a venit. Că poți să te duci până într-un loc și zici, da, e ușor, e frumos. Și când ajungi, zici, oh, e gata aici traseu, e prăpastie. Și mi s-a întâmplat anul trecut, când am mers acolo, sus pe vârful ăla, era noapte, s-a făcut noapte, și zic, cred că am urcat pe aici. Și cobor tot pe aici. Și când am coborât, mi-am dat seama că eu mă ajung la marginea unei prăpăstii, cam aici, cam ca aici. Și zic, nu pot să mă duc mai departe, că e lunecos, încă erau urme de zăpadă. Și era și zăpadă care se topise, deci era ud. Și zic, cred că nu vreau. Și vezi cum e stânca asta, aici încă e acoperită cu mușchi. Da, când e mușchiul, când e abrupt, când e la vale, păi nu ține, te duci. Știi? Adică aici eu mă țin cu un picior, de-aia am curaj, dar știi, mușchiul e pe deasupra un pic și de dedesubt, dacă e și ud, te-ai dus. Și știam chestia asta, faza asta. Și m-am întors, m-am dus înapoi de unde vin și am dat de un grup. Și ăia căutau calea și ei credeau că eu știu calea. Și hai să-mi pun moca în cameră, vorbesc. Salut, salut! Și ei credeau că eu știu calea și eu credeam că ei știu calea. Și era orbul, conduce orbul. Și i-am întrebat, dar n-ați găsit cărarea? Și zice, da, noi credeam că tu ai găsit cărarea. Și zic, nu, 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 eu m-am rătăcit mai devreme și nu m-am uitat la GPS. Și am văzut un tip care alerga de sus, venea de undeva de sus. Și zic, oh, ăsta dacă aleargă, înseamnă că știe traseul. Că ăștia care aleargă pe acolo, ei, în general, fac trasee de astea și le fac mai des. De-aia au și antrenament și chiar poți să alerge și la deal și la vale, știi? Adică nu știu de ăștia care să prinde energie de undeva, nu știu de unde le iau. Ok, trebuie să schimb camera să nu arăt cum îi chinesc eu pe aici. Și zic că, mai ăsta trebuie să știe și zic, hai să ne luăm după ăsta. Și mă iau după el. Eu eram acum în vârful turmei, care era turma rătăcită. Și eu, ei se luau după mine, eu mă luam după ăla care alerga. Și la un moment dat, că-l văd și zic, ok, el trebuie să fie salvarea. Adică, na, nu eram eu panicat. Dar când e noapte, e aiurea, știi, să nu vezi pe unde vii și pe unde mergi. Și mai ales pe teren de ăsta cu stânci de astea acoperite cu mușchi, stânci care sunt foarte lunecoase și au stratul ăsta de umiditate între mușchi și stâncă, știi? Adică e super periculos. Am dat de un tip de ăsta care era să merlească, a căzut într-o cascadă, de fapt într-un râu de ăsta, nu, un pârâu care mergea din cascadă în cascadă cumva și era învolburat, spumos, foarte abrupt, în fine, asta era altă poveste, nu mai zic acum. Și știu cum e cu călcatul pe mușchi. Că dacă nu îl întâlneam eu pe ăla, dacă Dumnezeu nu îl punea pe ăla în cale, eu acolo vreau să mă duc. Și noroc că am vorbit cu el, parcă mi l-a adus Dumnezeu exact la momentul care trebuia. În fine, și cu experiența aia din trecut, am zis eu, nu fac prostia să mă duc pe margine unde e abrupt și lunecos. Și când mă uit la ăla care alerga, se întoarce. Și zic, și ăsta a pierdut calea. Acum eram mai mulți, cred că eram vreo 7-8. Eu eram cel mai în vârstă acolo, care eram rătăcit. Și până la urmă, nu știu dacă eu sau ăla care alerga, am căutat altă cale și până la urmă am găsit cărarea. Și zic, ok, am găsit-o. Și ăia care erau oile pierdute, erau de ăștia de oraș. Copii de oraș, de adolescenți, tineri, până în 20 de ani. Și aia a început să vină după mine, dar eu am luat-o repede la vale, că na, eu la vremea aia aveam genunchi buni. Și am reușit să ajungem, sau cel puțin eu, ăilalți, na, eu am rămas în urmă, să ajungă la mașină, știi? Dar zic că a fost așa un pic de rătăceală. E, acum, cărarea asta, după cum vezi, duce undeva.
și zgârie la picioare și nu-i fain. Unde duce, nu știu. Dar sigur nu-i cărarea pe care am venit. S-ar putea să ducă pe alt vârf, știi? Și eu o să încerc să plec de aici și de fapt să mă duc pe un alt ramură a traseului ăstia, când de fapt vreau să ajung la mașină. Și acum mă forțez să scot hărțile, să văd și eu de unde vin și unde vreau să ajung. Ok, deci asta e, nu-i cărare unde, da, asta se duce înapoi sus. Adică n-am nicio panică, nu îmi fac probleme, că doar aici auzi strada. Așa am făcut odată, ia, ăsta se duce înapoi pe, tot pe stânca aia. Dar nu se duce înspre autostradă, deci trebuie să mă întorc. Am făcut o fază eu cu soția când eram în Brașov. Pe aici mă tentează să mă duc, că se duce la vale, dar pentru că cărarea asta nu e bătătorită, asta trebuie să fie o cărare mai veche. Am să explorez, că poate mă duce la autostradă la un moment dat. Am mai făcut o chestie de astea, am zis că la un moment dat am rămas cu soția pe munte, acolo în, se numește Valea Morții, sau nu știu cum se numește, acolo la Baiana, Brașov, sau Sinaia, nu, la Bușteni. Oh, deci asta merge la vale, ok, în regulă. Am mers noaptea prin pădure și am pierdut cărarea, noroc că am avut resurse, să facem foc. Asta e poveste pe care am postat-o mai de mult. A fost un pic așa de panică. Am mai avut eu diverse faze de astea mai puțin plăcute la început. Sunt plăcute numai când le povestești. Și zice, ce noroc am avut. Sau ce îngeraș bun am avut. Ia. Ia, parcă văd că și asta duce până într-un loc unde te uiți și... Asta ce fel de animal fi fost? Nu, cred că e urs. Ia să văd. Dacă duce la fel pe marginea de vârf de ăsta, de stâncă, trebuie să mă întorc, să caut traseul celălalt. Na. Unde să mă duc eu de aici? Că asta nu arată ca și cum ar fi cărare. Nu... nu-mi surâde, nu... Deși e foarte simplu, că doar vezi aici e drumul, e autostrada. Așa era la Bușteni. Ziceam soției că, mă, se vede acolo orașul, la vale. Deci era la vreo câțiva kilometri. Cred că era vreo 6-7 kilometri. Și hai că se poate ajunge, am zis. Așa gândeam la vremea aia. Și de fapt, noroc că m-am luat după ea, că nu știam unde duce cărarea aceea. Ia să văd. Aici, dacă mă duc în vale, asta pare a fi o cărare. Pare. Dar nu știu unde duce. Cum zic, am hărțele topografice pe dispozitivul ăsta, pe GPS-ul ăsta, și aș putea să mă uit. Și acolo s-ar putea să fie trasele, dar nu asta e ideea. Ideea este că am acolo înregistrat, memorat pe unde am venit. Ia, și asta e... Ops, e lunecos. Și asta e stâncă monolit. Uite, acoperit cu mușchi. Ce frumos! Ah, și uite, asta pare că e o cărare. Ia. Dacă cineva a făcut traseu pe stânca asta, asta e super. Așa că mai iau după cărarea asta, care se pare că e bătătorită de mii și mii de oameni din trecut. Ui, ce fain e mușchiul ăsta, ia să văd dacă pot să stau pe el. Ah, e super, e cam ud așa, dar e super. Și acum ai nevoie de ochelari de soare un pic.
că e vară, e august, e august, cred că e 16, 17, nu știu cât e astăzi și e o zi